Ei, și normal, te dai pe lângă unul, citești o literatură, la un moment dat, când începi să evoluezi, îți dai seama că sunt lucruri care, întrebări care nu au răspuns. Ce nu mi-a plăcut mic, asta m-a deranjat și m-a făcut să evoluez aici, a fost chestia, băi Costi, Costică, dar uite, Andrei, Albina e deșteaptă, mai știe ea ce are de făcut mai bine ca noi, noi trebuie să ne vedem de treaba noastră. E lucrul ăsta mie nu mi-a plăcut. Bun, treaba noastră în expresia doamnilor respective era ideea de storzmiere. Nu, dar oricum și îngrijirea lor și totul, făcut așa cum considerăm noi din punct de vedere a meseriașului, că la un moment dat Albina știe ea mai bine decât noi. Ei nu, eu am încercat să înțeleg lucrurile astea și mi-am dat seama de fapt că într-adevăr Albina știe, dar partea proastă este că nu știm noi, pentru că noi am plecat cu foarte multe teorii Stabilite de la început de câte moșii și strămoșii noștri, preluate de către oamenii de știință, da? puse frumos în context cu cercetări pe baza acelor teorii. Și eu consider la ora actuală că avem cel puțin 50-60% din drumul în apicultură bazat pe teorii false. Sau nu false, cel puțin greșite.